În prima parte a galei s-a arătat interacțiunea dintre Hatice și Mihai. Când au stat de vorbă, Mihai i-a explicat că nu vrea să fie fals și că dacă el nu a simțit din prima că se îndrăgostește și că îi place și că Hatice este așa cum și-ar dori el, cu toate că o place fizic, cum arată, mai mult de atât între ei nu poate fi decât o gagicăreală, ceva de genul ăsta s-a exprimat el. Și din discuțiile care au continuat, tot el spunea că îi povestea că a mai avut prietene la care nu a ținut și cu care a stat, poate și un an de zile, după câte am înțeles eu, și nu a fost decât un atașament. Deci poate să fie și o astfel de relație, îi explică lui Hatice, dacă ea își dorește, probabil că ar fi dispus și la asta, să se plimbe cu ea de mână prin casă, cum a zis el, să-l vadă mama la televizor, dar n-ar vrea să facă numai pentru asta. El a venit și își dorește o fată de care să se îndrăgostească, îi povestea și lui Roberto într-o discuție în casa băieților că el s-a îndrăgostit la prima vedere când a iubit și a fost într-adevăr dragoste, a cunoscut o fată și de când a trecut prin fața lui și-a dat seama că este pentru el și ea a căutat-o și au avut o relație. Ce îi spune lui Hatice este că el trebuie să o iubească prima dată, să simtă că o iubește sau că îi place întru totul și comportamental și fizic și apoi așteaptă și primește de la ea ce poate să îi ofere, nici de cum invers. Mai spunea faptul că a mai cunoscut genul ăsta de fete care acaparează și care fac așa cum face Hatice acum, adică să nu-l slăbească și nu-i place deloc această situație în care îl pune o astfel de fată. Mă bucur că i-a spus de la început și că a făcut-o acum și a fost direct și sincer și nu a fost fals. Până la urmă el nu îi spunea lui Roberto că acea discuție chiar a fost foarte interesantă pentru că de fapt a dezvăluit tot ce știe el și și-a dat seama despre Hatice, faptul că el s-a învârtit în astfel de cercuri cu astfel de fete ca și Hatice și de când a avut ea prezentarea și-a dat seama că ce fel de fată e, în ce fel de cercuri se învârte, cu ce fel de bărbați merge, cam ce a făcut ea în ultimii câțiva ani, 2 ani, nu mai știu cum s-a exprimat. Deci el știe și s-a învârtit în cercurile acestea, însă nu-și dorește o fată din aceste cercuri, e clar. A spus în tot felul de moduri, și mai frumos, și mai direct, și mai puțin indirect. Hatice probabil că a înțeles că doar ea știe ce a făcut în ultimii ani și pe unde s-a învârtit și de ce nu o vrea Mihai. Am văzut că în continuare apare o scrisoare, un mesaj în emisiune care va fi discutat și o să-l abordăm poate și noi într-un video.